Salutare! Azi voi face niște clătite. Avem nevoie de 500 de 280 de grame de griș. Am pus aici în cana asta, am măsurat, uitați. Praf de copt. Avem nevoie de 50 de grame de făină. Amestecăm aici. Praful de copt, 20 de grame. O lingură de zahăr, asta e mai mare lingura mea, dar în fine, o lingură de zahăr și o linguriță de sare trebuie să pun. Am revenit, mai avem nevoie de 10 grame de drojdie uscată, așa, eu pun cu linguriță. Le amestecăm. Și după aia 550 de mililitri de apă călduță. După ce am pus drojdia, pun 550 de mililitri de apă călduță. Mestec puțin cu lingura așa și după aia voi mesteca cu blenderul încet. Până se formează ca o pastă așa. Și o lăsăm la dospit 20-25 de minute. Eu, dacă n-am un bol de la mai mic și mai înalt, așa, am pus în castronul ăsta. Dar o să mestec așa încet, fără să strocească. După ce o mixez, lăsăm 20-25 de minute la dospit și după aia sunt bune de făcut clătite. Am terminat de mixat, uitați cum arată. Acum 20-25 de minute o lăsăm la dospit. Am revenit, au trecut 25 de minute. Uitați cum arată. Acum voi încinge strigaia, voi pune o lingură de ulei, o timp cu pensula așa și voi începe să fac clătite. Am revenit. Uitați clătitele. Eu am polonicul ăsta așa. Ele oricum se mai îngroașe, știți? Și le gătiți la foc mediu, așa. Uitați, se mai numește clătite cu 1000 de găurele. Am revenit. Normal ele se fac numai pe o parte, dar eu am întors-o să vedem cum se face și pe partea elantă, uitați. Acum am întors-o și o să o las puțin. Uitați cum arată. Deci se servesc cu miere și cu unt, ori cu dulceață, cu sirop, cu ce aveți dumneavoastră. Am scos-o acum să mai pun să fac alta. Mă și grăbesc că nu-mi dă voie să fac videoclipul mai mare. Uitați dacă mă întors-o cum s-a făcut. Ia uitați și pe partea asta cum este. Vedeți? Ia uitați și frumoase sunt. Am revenit, mai am puțin și să închide, că mai am 20 de secunde. Ia uitați cum a ieșit. Dacă doriți mai multe, puteți să dublați cantitatea. Mulțumesc!